Salut, Alex de la Autogeist și Bogdan. Așa de. Azi vă prezentăm una 6 și de obicei începem cu fața, dar spatele acestui a 6 S-Line e de-a dreptul mirific și hai să începem cu el. Bogdan? A, eu. Da, tu. Salut, cum ai și Alex, A6. E un facelift a modelului anterior, cu schimbări majore pe parte de estetic. În primul și în primul rând, avem stopuri noi cu LED în formă de T, la fel cum o să vedeți și pe față LED-uri. Par foarte nervoase astea. Da, asta e și ideea. La fel ca și la fratele mai mic, Audi A4, toată gama a prins o notă de agresivitate, sportivitate și un nivel mai mare de testosteron, ca să zic așa, o mașină masculină. Deci am de s-a injectat? Da, ceva de genul. Deci am de stopuri, la fel și farurile, în T, furate un pic de la Volvo, care nu cred că s-a supărat. Dar n-a avut încotro. Da, n-a avut încotro, nu poți să patentezi un T-ul. Avem bară spate nouă, cu nervuri, la fel pentru masculinitate, pentru agresivitate și tot ce am mai zis. Formă rectangulară pe evacuări. Da, alea sunt specifice de la S-Line. Exact, da. Dar sunt împrumutate și pe mașinile care nu au pachetul S-Line estetic, cum e asta. Cum e asta cu pachet S-Line estetic. Așa, am prins ideea. La portbagaj. Bănuiesc că ați observat senzorii de parcare. Un portbagaj mai mult decât suficient pentru clasa asta de mașină, pentru o limuzină. Un portbagaj de 490 de litri, posibilitate de mărire prin rabatarea banchetului, undeva pe la aproape 1000 de litri. Spațiu de depozitare aici cu plasă, roată de rezervă mică. Care e mai bună decât doar kit-ul? Da, pentru că scade greutatea mașinii, ajută mult la mult. Pe lângă toate celelalte elemente, ajută și la consum. Această scădere de greutate. Și da, cred că cel mai important e că scade, de fapt nu scade, crește volumul din portbagaj. Că dacă ai avea o roată mai mare, ți-ar mânca din spațiu. Da, da. Cum am zis și am și decis să nu mai răbătăm banchetele în episodul ăsta, pentru că nu e genul de mașină la care se răbatez bancheta tot timpul. Nu cred că important e volumul din portbagaj, pentru că nu e genul de mașină care te interesează ca și volum de portbagaj să fie mare. Ți-ai all-road-ul dacă vrei volum, exact, de portbagaj, da. Sau ți-ai break-ul. Crom din plin peste tot pe mașină, calculețele știți cu toții. Știi că faza asta cu cromul de fapt e un pachet care plătești suplimentar, nu vine standard la, da, la A6. Da, normal, dar sincer ar fi și păcat să nu-l plătești, pentru că arată foarte, foarte fain. Mai ales pe negru. Și elegant. Crom de jur împrejurul geamurilor, partea cea mai faină la mașină, jante aliaj pe 19. Imense și arată grozav de bine. Tot varianta S-Line. Interior începem cu partea din spate, pentru că acolo vrei să stai într-o limuzină. Și remarcăm de la început pachetul S-Line cu pragurile. Design frumos, la fel nu e crom, cred că e nichelat, bine, cromat să zicem, rămâne încă pe partea de crom. Și aș zice un aluminiu satinat ar fi acolo. Da, perfect. Hai să intrăm cum stăm în mașină. Da, stăm ca într-o limuzină. E chiar ceea ce vrei atunci când vrei să stai în spate. Nu te deranjează nimic, nici te tiră, nu stă în spate, totul e ok. Inclusiv cotieră lată, mare, cu spațiu de depozitare în care momentan e o urmă asta, trusă medicală, jertul ajutor. Dacă ridicăm cotiera, se poate vedea că încap încă 3 persoane în spate. 2 din care una va sta chinuită. Deci clar nu e o mașină de 3 persoane în spate. Din cauza tunelului median, el vine așa standard din cauza faptului că au și versiune de 4 și pe acolo ar trebui să treacă transmisia 4. Bogdan, dar tu spui că nu e o mașină de 3, dar nu e o mașină de 3 ca tine. Că așa, dacă asta nu e de 3, atunci a 3-ul de câte? De persoană? Bine, da, aici ai dreptate. Da, ca să zici așa, da. Dar ținând cont că, repet, mașina e o limuzină și ai vrea să ai tot confortul în ea. E, știi cum e? E un... Eu zic că e un...
aproape limuzină, că dacă îi spunem ăsta e limuzină, da, la 8 ce mai facem? Da, da, da. E limuzina... trebuie să rămână o doză acolo de... Bun, a 8-ul, ca să zic așa, e limuzina care și-o iau directorii mari. Asta e limuzina care și-o ia... directorul regional. Exact, directorul regional. Ai o companie mică, nu e o multinațională, poți să-ți iei asta dacă vrei să te... să arăți în zi. Impunător. Să arăți impunător, da, exact. Bun, geamuri electrice pe spate, o frumieră. Nu fumați, vă rog, eu mașina asta, că e prea frumoasă. Și uite, da, aici... piele în apa. Da, foarte mișto. Piele în apa, același aluminiu satinat de care ziceai tu mai jos, box aici. Lunerele la fel cu aluminiu satinat. Și încă ceva, dacă tot suntem aici, aș vrea să arăt. Dacă ne uităm în partea de sus a mașinii, avem parte de cupola neagră, care mie mi se pare extraordinar. Da, exact cum am mai vorbit noi la o mașină, dar nu mai țin la care exact. La ce? Nu, la Freelander, la un... Nu mai țin minte exact, da, dar cum tot la fel era neagră și apărem să un 2 Fanta, serie full neagră. Bun, în partea din spate mai avem gurile de ventilație cu posibilitatea de reglare a intensității, un mic spațiu de pozitare și priză de 12V cu o brichetă în ea pentru fumătorii cu fumiere din banchet. Cam asta ar fi cu pasagerii din spate. Fața. Fața care arată grozav. Grilă. Din nou, grilă mare, crom. Impunătoare, pentru că așa cum am zis, Audi se chinuie, Audi chiar i-a ieșit să facă o mașină agresivă, care să, atunci când te uiți în oglindă retrovizoare, să ți impună. Nu să te sperii, că dacă te sperii înseamnă că te viteză prea mare, dar să ți impună, să te facă să zici, mamă, vreau și o mașină asta. Adică să ți-o dorești. Da. Te excită. Da, acum, referendumul ăsta. Luminile de zi pe LED-uri, farul Vixenon cu spălătoare de faruri, senzor de parcare și pe față. Vreau să remarc spoilerul ăsta. Foarte ascuțit, la fel, agresiv și cred că era spoilerul meu favorit în tinerețe. Need for Speed Underground 2. Cred că ăsta era. Tu ai calculator? Da, știu, eu sunt ăla atent, dar am folosit și în tinerețe. Ce să vă zic, cam asta ar fi despre exterior. Hai să trecem la partea de motorizare. Și aici o să te las pe tine să vorbești, pentru că știu că... Plecăm la drum. Suntem cu A6-le 2015, parcă era mașina asta. Da. Așa, 2.0, Euro 6, 190 de cai. Că a aruncat pisica la mine Bogdan, pot să spun despre, da, râzi, a tehnicule. Da. Așa, bun. Avem un motor care Audi s-a gândit să-i mai pună un Asterix pe lângă toate laudele care le avea până acum și a spus Ultra. Exact ce a vrut el să obțină prin acest cuvânt, în afară de a ne atrage atenția, nu știu, dar ceea ce vă pot confirma e că motorul e mai bine balansat, mai bine echilibrat, transmite mai puține vibrații la interior, este foarte, foarte silențios și i-au mărit puterea, l-au dus până la 190 de cai, pe normativele noi pe Euro 6 și cuplul l-au crescut la aproximativ 400 de Nm. Varianta anterioară avea în jur de 300 și un pic. Deci cel puțin teoretic mașina asta, motorul ăsta din toate punctele de vedere ar trebui să stea mai bine. Producătorul ne spune că are un consum cotat undeva pe la aproximativ 5%, cred. Nu sunt 100%. Da, 5,2 urban, 3,9 extra urban și un mix de 4,9. Asta în condițiile în care avem o mașină care are aproximativ o tonă 700. Da, motorul se leagă cu roțile pentru o cutie S-Tronic. Trebuie să fac ceva cu soarele asta. Așa. S-Tronic practic
E varianta de dublu ambreiaj de la Audi. Ca și tehnologie relativ asemănătoare cu DSG-ul, dar în realitate este mult, mult mai, mai fiabil construită. Tracțiune față. Asta vine din standard, opțional se poate, se poate merge și pe un sistem 4, dar acolo discutăm de alt consum și de alte costuri de achiziție. S-tronicul. S-tronicul e varianta cu 7+1, a tehnicul de lângă mine râde. Așa. E varianta cu 7 trepte+1. Bineînțeles că avem varianta sport, acolo unde mașina va schimba la, la ture mult mai, mult mai ridicate, cuplul motor va, va fi de laturații mai joase și direcția se întărește. Sunt, sunt multe, multe, multe lucruri care, care se schimbă. Acum stau și mă uit la, ia să vedem, la car. Uite, vezi, noi acum suntem pe efficiency, asta e modul în care rulăm. Putem să setăm confort, auto, dinamic sau individual, unde ne reglăm absolut toate funcțiile. Cât de tare să fie serva, cât de prezent să fie motorul și așa mai departe. Deocamdată o lăsăm pe efficiency pentru că vrem să vedem ce, ce consum poate să ne, să ne furnizeze mașina. Eu am resetat computerul când am ieșit din, din parc. Vezi că ți-am deschis, ai modalități de selectare individuale a felul în care reacționează direcția și cutia de viteză. Pe modul individual. Da. Da, exact. Asta, asta și face practic Audi. El ne dă 4 moduri presetate, dar ne dă și varianta individuală unde tu să-ți configurezi cum vrei toată treaba asta. Așa, stai să-l oprim pe Gigi asta care ne vorbește, că nu ne interesează ce spune. Așa, fiind varianta S-Line, avem schimbător sport cu piele perforată, avem volan S-Line, la fel, piele perforată, mult mai brut, așa, mult mai, mult mai sănătos parcă. Dar totuși să știți că serva este foarte, foarte lejeră, mai ales la viteze mici. Serva fiind una electrică asistată, ea este progresivă și cu cât viteza de deplasare crește, cu atât ea se și întărește mai tare. Dacă ai avea la 150 la oră o servă foarte, foarte lejeră, doar puțin dacă ai, dacă ai atinge volanul și te duci în, în pon. Că tot am spus de volan. Păi hai, 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 hai. S-a blocat și el și remorca lui. Nu-i nimic, îl iertăm. Mai departe. Pe volan, bineînțeles, comenzile volan cu Bluetooth pentru telefon, comenzi vocale, and so on, so on, so on. Asta deja le știți. Nu, ce e important aici e treaba asta, care face un volan foarte, foarte plăcut. Nu știu, parcă te urci mai cu drag în mașină. Pe lângă asta, că tot S-Line nu se rezumă doar la volan. Avem un pedalier sport. Asta înseamnă că e un pedalier din aluminiu cu inserții mult mai proeminente de cauciuc. Asta crește aderența la pedalier. Scaunele sunt toate S-Line. Dacă vă uitați la începutul clipului, o să vedeți că ele sunt formate din piele normală cu piele întoarsă. Avantajul pielii întoarse sau napa sau alcantara sau cum vreți să-i spuneți e că vara nu te lipești de ele și iarna nu ți îngheață spatele când urci la volan. Un alt avantaj interesant la napa e că nu mai aluneci ca pe pielea normală. Da. Te lipești de scaun și are o aderență mult mai bună. Știi cum i-aș spune eu la napa? I-a spune textilul elegant. Pentru că o stofă nu e la fel de elegantă ca pielea, dar totuși pielea are și ea dezavantajele ei. Napa le balansează pe amândouă. Bun, așa. Ce ai vrut să menționezi? Scaunele. Scaunele, da. Hai spune. Zi. Scaunele sunt S-Line. Și pentru spatele meu handicapat, vă spun că sunt geniale. M-aș duce Cluj dus întors cu toată inima. N-am emoții că... Nu. Perfect. Ce-mi faci? Te-am pus în număr ca să poți să filmezi S-Line-ul de pe scaun. Serios? Da. Shit. Da, ok. Stai puțin. Îi suflu, că e așa tehnic. Asta nu ține de tehnică. Deci Bogdan mai devreme a vrut să-mi arate că noi aici avem un suport pentru genunchi. Vedeți? Nu.
Hai să încerc la mine. Dar ce nu v-a arătat Bogdan e că sub acel așa mai avem încă ceva. Ai găsit sertarul? Da, da, nu știu, uite-l că se vede. Nu știam dacă o să reușesc să-l văd. Un sertar în care poți să mai ții câte ceva. Nu știu, chestii care nu le folosești non-stop. Ok. Mai departe. Dacă tot am întors, hai să mergem și puțin pe varianta de... Hai să fim un pic dinamici. Păi stai, selectează și ele. Păi e selectat dinamic. Da, n-ai înțeles. Dar nu vreau. Păi de ce? Păi dar de ce să umblu eu? Eu vreau să-mi arate mașina ce știu ea să facă pe dinamic. Ok, bine, bus. În momentul în care am ales dinamic, în mod automat cutia a trecut pe S1. Nu mai este pe D1, adică pe drive, pe sport. Deci chestia asta în mod automat se face. Și hai să o vedem. Și-a pornit. Monstrulețul ăsta care pare greoi, pare mare, pare foarte agil. Am 130. Shoot! Da. Shoot rolls! Și avem și o curbă. Și uite ce bine stă pe curbă. Fantastic. Fantastic. Băi, deci, acum, sincer vorbind, nemții ăștia știu să facă șasiuri. Da? Poți să-ți pui anvelopele, poți să-ți pui amortizoarele, motorului. Dacă șasiul nu e bine echilibrat și balansat, într-o curbă te duci ca țânțarul când bate vântul. Fără nici cea mai mică glumă, nu. Da. Asta e o mașină foarte echilibrată, eu am intrat cu viteză în curbă și pe frânare. Ceea ce e cel mai mare scenariu, cel mai rău scenariu și pentru un șasiu. Acolo îl vezi dacă el e ceea ce trebuie sau e o glumă proastă a inginerilor. Inginerilor. Bun. Hai să revenim. Îți predau. Vezi ce faci? Unem pe dinamic? De pe care? Vreți pe dinamic? De pe confort. Confort. Hai confort. Bun. Hop. Așa. Hai. Predai. V-am tot arătat și nu v-am spus până acum. Un display mare. N-am studiat cât inci, dar e mare rău. Cu navigație cu hărți active și pe România. Hai să facem comparația asta. Asta e iPhone 8. Deci mai mare. Dar bine, mă laude că ai tu iPhone 8. E cam cât Plus-ul sau Note-ul sau ceva, da, de genul ăsta. Singura diferență e că display-ul e mai deștept ca iPhone-ul tău. Coborâm mai jos. Avem partea de hardware cu două sloturi SD, în care unul e blocat cu navigația, al doilea e liber, CD cu MP3 player. Mai jos avem niște butoane pentru start-stop, senzori de parcare față-spate și ESP. Așa. Și mai jos e navigator. Climatizarea, dublu climatronic. Destul de clasică mașina, aș putea să zic, nimic complicat. Totul este la îndemână și ușor de utilizat. Pot să spun ceva? Zic ce vrei să arăți. Eu am senzația că mașina asta are și încălzire auxiliară, pentru că uite ce simbol are aici. Cred că pot să focalizez. Dar asta ar trebui să găsim în setări. Dacă ne ducem pe meniu și intrăm la caroare. Da, mă rog, o să mai stăm, la fel mare, mai studiem și vedem dacă are sau nu are. Bun, ca să terminăm cu partea de multimedia. Aici e joystick-ul cu care o să vă jucați voi pe display-ul ăla. Hop, display, mid joystick. Ia mâna. Ăla e joystick-ul, chestia aia rotundă. Ce mă, n-am manicură făcută să zicem. Da, nu vedeam joystick-ul din cauza ta. Aici în stânga, butonul de navigație, butonul pentru acces rapid la telefon, meniul mașinii, butonul de back, escape, cum vrei să-i zici. Aici, butonul pentru car, acolo unde reglăm modul de conducere. Media, radio și joystick-ul clasic pentru volum și search în zi, să-i zic, în radio și
CD și cărți și așa mai departe. Face Alex M. Mașina are start stop. Pornire la buton. Keyless start. Keyless nu mai trebuie să băgăm cheia. Pornire la buton, exact. Pornire la buton. Aici cap holdere în care noi. De ce nu se suport de pahare? Pentru că sună mai fain cup holder, suport de pahare. Suport pentru două pahare în care noi am ales să ținem cheia. Așa. O mini. Mini și maxi. Mini și maxi, exact. Cu USB. Cu USB pentru iPhone 8 al lui Alex. Urcăm da, pentru că Samsung-ul lui se încarcă de la soare. Da. Samsung-ul e atât de deștept că îl ții așa în palmă și el se încarcă cu energie pozitivă. Da. Urcăm în sus spre parbriz, un parbriz mare, cu un unghi de vizibilitate foarte bun și ajungem la oglindă. Oglindă cu senzor anti-orbire, e pornit. De aici îl oprim, tot de aici îl pornim. Nu prea pot să focalizez. Nici aici, pentru că avem tapțirie neagră, e blocul de lumină undeva pe aici, dar tapțirea neagră nu ne ajută la lumină. Cam astea fiind spuse... Bun. Uite o treabă interesantă. Dacă ți se pare că distrage display-ul ăsta, ai făcut unul ăsta de aici și a dispărut și se ascunde perfect în bord. Tu îți dai seama că românii noștri ar fi în stare să decupeze bucata asta și să pună un LG care să se ridice cam până pe aici, dacă ar putea, nu? Evident, știu treaba asta, dar sunt și oameni cap pe umeri care știu unde au de mers, nu au nevoie de navigație și de tot display-ul ăla și poate se simt deranjați de luminozitatea oferită de la. Cred că asta mai mult noaptea te deranjează. Da. Ziua e ok acolo. Da, da. Bun. Ne-am întors la sediu. Uite, măi, avem și... Da, oglinzi retractabile. Oglinzi la fel mari și cu vizibilitate bună. Uite, și la asta față de Q5 merge să le strângi. Da, cred că e viteza destul de mică, ea. Sau... Sau la asta merge. Sau... Bun, asta fiind zise, închidem camera asta și trecem pe GoPro. Da, știu, o să râdeți de mine, GoPro. Dar așa-mi place mie să-i zic, GoPro. Pentru că îmi suna premiile GoPro. Uite ce n-am filmat, senzori de parcare. Revenim. Aia așa, stai așa, stai așa. Uitați-vă să vă zicem de senzori de parcare. Dă-i și tu până ceva, plonge la ceva care ar putea să la tine. Până dau de ceva, nu? Exact, da. Poți da o mașină colegului? N-ar fi o idee bună. Dar, după cum vedeți, se aprind și sună în același timp. Adică puteți funcționează. Să, da, funcționează. Sunetul ăla puteți să-l regleați să fie mai încet sau mai puternic, după cum considerați voi. Bun. Mașina asta are 160.000 de kilometri. Este din 2015. Datele vi le-am spus pe toate. Prețul e de 21.500? Nu. De cât? Care e prețul? Imediat. Doar de aia avem agenda. Prețul este de 24.500 de euro. Ai luat-o cu 500. Da, hai să recapitulăm pe asta. Bun, mașina asta este din 2015, 165.000 de kilometri. Datele tehnice vi le-am spus deja. Puteți să o achiziționați la un preț de 24.500, TVA inclus, dar nedeductibil. Exact. Ca și persoană fizică, dacă aveți un loc de muncă în țară, afară, puteți să luați mașina cu avan 0, rata lunară va fi undeva în jur de 2500-2600 de lei. Dacă, de exemplu, beneficiați de un avans, să spunem, puteți achita un 5000 de euro, rata va scădea cu la aproximativ 2000 de lei pe lună. Sau, cu cât plătiți mai mult avans, cu atât mai bine. Ca și societate, nu? Societate. În cele mai multe cazuri, avans minim 15%, perioada maximă 5 ani, unde acolo ar însemna un avans de... Mai sunt complet nepregătit, te las pe tine. Mă rog, eu zic că la mașina asta e un avans de aproximativ 4-5.000 de euro și rata cred că se duce undeva pe la vreo 400, dar colegii când vor, vor edita filmul, vor trece și informațiile corecte despre costuri. Exacte. Da? Iar dacă aveți o firmă nouă înființată sau vreți să faceți taximetrie cu mașina, o să aveți un avans de aproximativ 30%. Cu finanțare la fel pe o perioadă maximă de 5 ani. Dacă, în schimb, în trecut ați avut problemă cu ratele și nu le-ați mai achitat la timp, sunați-ne, scrieți-ne, pentru că avem
soluții și pentru chestiunea asta. Și nu uitați, dacă vreți să vă testăm o anumită mașină, așa cum astăzi un client din Craiova ne-a solicitat să facem un filmuleț pentru Passat, urmând să continuăm cu acest Passat imediat ce terminăm cu A6-le, anunțați-ne, cu cea mai mare plăcere vă trimitem informațiile, după care luați voi decizia dacă merită să veniți să o vedeți în tablă și pistoane sau nu. That's about it, nu? Cam asta a fost. Like, share, subscribe și vă așteptăm pe la noi. Salut! Și să știți că am descris și canalul de YouTube, intrați acolo. Bun, salutare! Pa.